Accidentul s-a petrecut pe drumul național 72 în localitatea dâmbovițeană Picior de Munte. Animalul, lăsat nesupravegheat, a pătruns pe carosabil. Șoferul autoturismului nu a putut evita impactul. Cum v-a apărut în față? Era pe carosabil? Da, șef. Și din senin, așa? Din senin, original. V-a lovit mașina rău? Nu a lovit-o, asta e bine că nu a pătrut nimeni nimic. Nu e nimeni rănit. Copil, aveați copil în mașină? Da, dar nu e neapătit nimeni nimic. Însă urmările puteau fi tragice. La fața locului au apărut mai mulți localnici, însă nimeni nu a vrut să spună cine este stăpânul animalului. Cel mai probabil de frică să nu fie puși să suporte pagubele produse în urma accidentului. Este al dumneavoastră calul, spuneți? Nu te mă lasă mă dracu cu al meu calul. Este al dumneavoastră? Mă uișoace. Păi și de ce sunteți recalcitrant așa? Toată lumea, uite, nu se pui mâna să tragi de el. Polițiștii fac cercetări acum pentru a găsi proprietarul animalului.